Bună ziua, stimați invitați! Ziua de 26 iunie este marcată în România ca Ziua Drapelului Național. Proclamată prin legea numărul 96 din 20 mai 1998. Potrivit acestei reglementări, Ziua Drapelului Național va fi celebrată de către instituțiile, de către autoritățile publice și celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări culturale-educative cu caracter evocator. Drapelul Național este unul din cele trei simboluri naționale ale României. Partea identității naționale, alături de stema națională și imnul național. În continuare, rog pe domnul Viorel Bolum să ne spună câteva cuvinte despre semnificația acestei zile. Vă mulțumesc că ați venit și participați aici la expoziția organizată de Societatea Numismatică Română Secția Bârla, cu această ocazie, cu acest eveniment național. Și vă voi prezenta un material legat de istoria drapelului național. Istoria drapelului național începe în mod oficial în anul 1834, când domnitorul țării românești, Alexandru Chica, a supus aprobării sultanului Mahmud al II-lea modelul drapelului și pavilioanelor navelor de luptă. Acest model era un steag cu fața roșie, albastră și galben. De aici avem cele trei culori cu origine. Drapelul, imnul și stema reprezintă cele mai importante însemne ale unui stat. Drapelul tricolor este simbolul național care a sprijinit moral și îmbărbăta pe români în cele mai grele momente ale istoriei, dar și la bucurie. Ziua Drapelului. Ziua Drapelului României a fost instituită prin legea din 20 mai 1998 și este sărbătorită în fiecare an, la data de 26 iunie, după ce a fost aleasă pentru comemorarea Revoluției de la 1848. Semnificația culorilor drapelului este următoarea. Albastru semnifică seninul cerului, al cucetului și gândirii neamului românesc, credința și puterea care suntem legați de pământul patriei. Galbenul este simbolul forței, al bogăției, al purității, arătând virtutea, grandoarea și prestigiul țării. Roșul reprezintă simbolul mării, al bucuriei, îndrăznelii și generozității, semnifică sângele înaintașilor vărsat pe pământul românesc de-a lungul timpului și ne îndeamnă ca dragostea față de neam și de țară să fie la fel de aprinsă ca focul roșului din steag. În anul 1840, tot domnitorul Chica a adoptat un nou model pentru cel din tâi tricolor, roșu, galben, albastru, pe orizontală, cu roșu în partea superioară și lățimi egale ale benzilor. În centru se află un scut alb, boldat cu aur și mobilat cu aquila romană, coronată prin ceac și cruciată, drapelul revoluționar pașoptist. În timpul Revoluției de 1848, după fuga domnitorului țării românești, Gheorghe Bibescu, guvernul provizor de la București a emis la 14-26 iunie 1848 primul decret privind steagul național, în care se stipula. Steagul național va avea trei culori, roșu, galben și albastru, urmând ca deviza scrisă pe flamuri să fie dreptate preție. Culorilor li se atribuia pentru prima dată o semnificație. Roșu semnifica preția, galbenul exprima bogăția ocoarilor, albastru semnifică libertate. Culorilor erau împărțite în mod egal pentru a reprezenta principiul egalității, iar orientarea în sus semnifică ca verticalitatea poporului român. Drapelul tricolor a fost sfințit a doua zi în cadrul unei mari adunări tricolore pe Câmpia Filaret, devenită Câmpia Libertății. Începând din anul 1848, drapelul tricolor românesc păstrează aceeași formă și aceeași nuanțe cu mici schimbări. În Moldova, tricolorul a fost abordat la 27 martie 1848 la hotelul Petersburg din Iași, de către adunarea constituantă prezidată de Vasile Alexandri, fără să fie adoptat oficial, adunarea fiind dispersată de către trupele rusești masate la frontieră. La adunarea națională de la Tel Avlaj, din 3-15 mai 1848, la care au participat 40.000 de români, a fost adus din țara românească un mare steag tricolor care a fost așezat în fața Catedralei Mitropolitane. Acesta avea înscris pe flamură de viza Virtutea Română Reînviată. Steagul a fost purtat de Ioan Cavaler de Pușcari, fiind denumit Stegarul Național. Evenimente despre care relatau următoare. Eu, care purtam steagul cel mare al națiunii, m-am suit cu el pe catedrală, tribună, de unde se țineau cuvântările. De aici, bărbunțul cerând, citind jurământul național, am avut privirea unică de a vedea capetele descoperite și mâinile ridicate sub jurământ, jurul împrejurilor 40.000 de oameni. Acest steag național, pe care erau scrise cu litere de aur cuvintele libertate, egalitate, fraternitate, a fost pregătit încă din Sibiu, într-o conferință națională, în care s-au luat culorile albastru, alb și roșu, culori ce predomină la portul românesc. Citez Ioan Cavaler de Pușcară, 1903. Culoarea albă a fost înlocuită ulterior cu cea galbenă, tocmai pentru a sublinia dorința de unire a transilvanelor cu România.
Drapelul principal al Unite, ca drapel național tricolor, se impune în anul 1859, odată cu dubla alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, dar în varianta dispunerii orizontale a benzilor de culoare. Drapelul a dobândit recunoaștere și pe plan extern la 22 iunie 1861, domnitorul Cuza a decretat tricolorul ca fiind drapelul civil oficial al Principatelor Unite. Subliniem importanța lui. Teatrul este România. Acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele străbunului nostru, îngălșugat cu sudoarea țăranului și a muncitorului român, este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și copiii noștri. Steagul este simbolul devotamentului, credinței, ordinii și disciplinei pe care o reprezintă oastea. Steagul este întotdeauna trecutul, prezentul și viitorul țării, întreaga istorie a României. Într-un cuvânt, steagul național reprezintă toate victoriile, toate virtuțile militare care se cuprind în cele două cuvinte dăltuite pe vulturii romani, onoare și patrie. Primul steag din timpul lui Ioan Cuza, aflat în muză în anul 1862, a avut fâșia albastră, placată sus. Iar cea de-a doua parte a domniei lui Cuza, fâșia roșie, a fost dispusă în partea superioară, drapelul princiar. Odată cu venirea principiului Carol I în România, din 1867, atât steagul țării, cât și drapelele și simdacele unităților militare vor avea benzi dispuse pe verticală, cu albastru lângă hampa, adică lancer. Astfel, România se alinia regulilor vexilologice europene pentru steagul tricolore, care au toată banda de culoare cea mai închisă lângă hampa. În Constituția României din 1866 se prevedea, la articolul 124, culorile Principatelor Unite urmează a fi albastru, galben și roșu. Ordinea și dispoziția culorilor au fost stabilite de către adunarea deputaților în ședința din 26 martie 1867. Astfel, potrivit propunerii lui Nicolae Bolescu, ele au fost așezate tocmai ca la 1848, verticală, în ordinea următoare. Albastru lângă hampă, galben la mijloc și roșu la margine, flotând. Tema țării este așezată și era așezată doar pe drapelele armate și cele princiare, în cer cu cele civile, rămânând fără stemă. Drapelul tricolor la Marea Unire. În Basarabia, la 2 decembrie 1917, s-a constituit Republica Democratică Moldovenească, urmând ca pe 24 ianuarie 1918, aceasta să-și proclame independența. Realistul Paul Goare a redactat un studiu intitulat Culorile Naționale ale Românilor din Basarabia. În mai 1917 este considerat autorul moral al drapelului Republicii Democratice Moldovenești. Răspunderea lor este evidentă și în apreciatele lucrări de artă populară. Tricolorul Sălăjean de la Alba Iulia, Emil Popola, 1879-1944. Din memoriile și însemnările înaintașilor noștri sălăjeni, observând că în momentul în care s-a luat decizia istorică de a fi organizată adunarea națională de la Alba Iulia, marea majoritate a delegaților sătești nu aveau steag tricolor. În acest context, femeile române sălăjene fuse cu prioritățile, le-au confecționat steagul din pungă și le-au vopsit cu cea avut la îndemână, astfel că nicio delegație sălăjeană nu s-a deplasat la Marele Praznic Național de la Alba Iulia, fără a avea în frunte drapelul tricolor roșu, galben și albastru, care avea benzile dispuse orizontal, după cum se poate observa și din imaginele de epocă. Drapelele României Mari. După înfăptuirea României Mari, drapelul oficial va rămâne în continuare cel tricolor, cu fâșiile dispuse vertical și fără stemă în cer. După Marea Unire, tricolorul românesc a devenit drapelul național al tuturor românilor, fiind adorat în toate instituțiile publice și respectat cu sfințenie. Drapelul tricolor subcomunist. Odată cu instaurarea regimului totalitar comunist și a schimbării formei de guvernământ, au fost interzise toate însemnele monarhice, inclusiv stemele și steagurile tricolore care le purtau. La 8 ianuarie 1948 a fost emis decretul numărul 3 privind fixarea atribuțiilor Prezidiului Republicii Populare Române, care prevedea la articolul 8 forma de apelul țării aflată sub ocupație sovietică. Culoarele Republicii Populare Române sunt albastru, galben și roșu, așezate vertical și având în centru câmpului galben stema Republicii. Între anii 1948-1989, stema României Socialiste și, prin urmare, drapelul tricolor a mai fost schimbată de 3 ori, schimbări de stemă, la 13 aprilie 1948, la 27 septembrie 1952, la 21 august 1965, prin decretul numărul 972 din 5 noiembrie 1968, privind însemnele Republicii Socialiste României, erau stabilite pentru prima dată detaliile drapelului României. În timpul evenimentelor din decembrie 1989, stema Republicii Socialiste României a fost îndepărtată de pe drapele, fiind privită ca un semn al regimului dictatorial al Nicolae Ceaușescu. Constituția din anul 1991, la articolul 12, nu se face nicio referire la forma stemei de pe drapel, doar că stema și sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.
Abia în prima jumătate a anului 2016, Parlamentul României a adoptat o lege prin care readuce coroana de oțel a regilor României pe capul armelei romane din stemă. Legea a fost promulgată de către președintele României, Klaus Iohannis, și prevedea ca până la data de 31 decembrie 2018, drapelul național al României este tricolor cu benzile verticale, începând de la lance, albastru, galben și roșu. Are o proporție de 2x3 lățime și lungime. Constituția României, articolul 1, prevede la punctul 12, aliniatul 1, că drapelul României este tricolor. Culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare, începând de la lance, albastru, galben și roșu. Proporțiile nuanțelor, culorilor, precum și protocolul de apel, au fost stabilite prin legea numărul 75 din 16 iulie 1994. Drapelul este foarte asemănător cu drapelul civil al Andorii și cel de stat al Siadului. Ne avem însă nicio legătură cu acesta. Protocolul de apel României este stabilit în cadrul legii numărul 75/94, articolul 2, protocolul drapelelor și pavilioanelor militare este stabilit prin regulament intern. Legea amintită conține următoarele prevederi. Drapelul României trebuie abordat în mod permanent pe edificiile și în sediile autorităților și în instituțiilor publice, la sediile partidelor politice, al sindicatelor, al instituțiilor de învățământ și cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, precum și la aeroporturile cu trafic internațional. Ca pavilion este permanent arborat pe navele de orice fel și embarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Potrivit uzanțelor de protocol, drapelul României se arborează la sediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statului român din străinătate, precum și la reședința șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. De asemenea, drapelul României se arborează sub formă de fanion pe mijloacele de transport ale șefilor de misiuni diplomatice și oficii consulare române în deplasările oficiale ale acestor potrivit acelora și uzanțe. Temporar, drapelul României se poate arbora cu prilejul Ziei Naționale a României și altor sărbători naționale în locurile publice stabilite de autoritățile locale cu ocazia festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter local, național și internațional, în locurile unde acestea se desfășoară. De asemenea, trebuie arborat cu prilejul vizitelor oficiale, trecând să zic în România de șef de stat și guvern, precum și în alte personalități politice, reprezentând principalele organisme internaționale interguvernamentale la aeroporturi, aeroporturi și pe diferite trasee. Drapelul mai este arborat cu ocazia desfășurării competițiilor sportive pe stadioane și alte baze sportive și în timpul campaniilor electorale, la sediul birourilor, comisiilor electorale și al secțiilor de votare. În cadrul ceremoniilor militare, drapelul este arborat conform regulamentelor militare. Drapelul României poate fi arborat fără constrângeri de persoane fizice sau domiciliu sau reședința acestora sau de persoane juridice la sediul acestora. Guvernul este singurul organism oficial care stabilește zilele de dolă național în care drapelul României se arborează în Bern. Arborarea drapelului României la manifestările care se desfășoară sub egida organizațiilor internaționale se face potrivit reglementărilor și uzanțelor internaționale. Ziua drapelului. Prin legea 96 din 20 mai 1998, articolul 106, ziua de 26 iunie, a fost proclamată drept ziua drapelului național al României. În 1848, în această zi, a fost emis decretul numărul 1 al Guvernului Provizoriu al Țării Românești, prin care tricolorul roșu, galben, albastru devenea drapel național. De ziua drapelului, autoritățile publice și celelalte instituții ale statului sunt obligate prin lege să organizeze programe și manifestări culturale educative cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei românești, precum și ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale sau ale Ministerului de Interne. O să vă menționez acum un record mondial, înscris în cartea Guinness Book. La 27 mai 2013, pe aerodromul Clinceni, a fost desfășurat cel mai mare drapel al României până acest moment. Drapelul cântărind aproximativ 5.000 de kilograme, a avut dimensiunile de 349,425 × 226,917 metri, rezultând o suprafață declarată de 79,290 metri pătrați. Mărimea acestui drapel constituie un record mondial, depășind vechiul record de 65,975 metri pătrați deținut de Liban. Dacă sunteți curioși să știți ce conține steama României. Mulțumim, domnule. Deci noi am organizat o expoziție cu niște exponate care sunt împreună cu cercul militar care are de această dată un capital important de exponate. Are exponate
patru drapele care se află acum în expuse. Patru drapele de luptă. Perioada lui Ferdinand și Mihai I, care sunt drapele de luptă. În centru observăm, așa cum scrie și în acest material, schema respectivă care se punea pe drapele de luptă, adică numai ca anumite instituții aveau dreptul și inclusiv instituția regală avea dreptul la schemă. Și celelalte care se află, elemente care se află în cele patru cruțuri, este cifra regală. Cifra regală fiind cifrul, de fapt, al regelui. O stemă specifică și numai pe care regele o avea. În acele elemente se poate observa ieful acela unit de la Ferdinand, corana regală și cele două corana respectivă din frunze de sejar. La Mihai I avem litera specifică Mihai I, tot așa cifrului specific. Inclusiv Carol a avut altă cifră regală în altă combinație. Da. Noi am organizat expoziția respectivă. Profesor. O singură propoziție, dacă dați voi, doamnelor. De ce să nu vă dăm? Domnilor, gazdelor noastre, oficialităților care ne susțin astăzi, vreau să mă fac clasă cu doamnelor mulțumiri, pentru că sunteți aici, simțiți și gândiți altfel, practicând astfel de momente de identitate națională. Vă mulțumesc că sunteți alături. Menționat conform legii drapelului, nu este nicio restricție în arborarea drapelului de persoane fizice și persoane juridice. Prea puțin, cred că nu cunosc legea, dar prea puțin arborează drapelul României sau mai ales de ziua drapelului. Puțin cunosc legea și faptul că au voie. E o chestie și de ce simte fiecare și funcție de simțimentele fiecare. Cunoștințele fiecăruia. Da, e un element deosebit să-ți arboreze drapelul și e o chestie de patriotism care, într-adevăr, arată ceva în mod anumit. Și repet, nu este nicio restricție. Nu există nicio restricție. Există restricții doar la drapelele statelor străine, deci niște limite. Cu privire la drapelul românesc, am studiat legea și nu există astfel nicio restricție. Da, mulțumim. Eu am să spun câteva cuvinte și, în primul rând, dați-mi voie să mulțumim garnizonul Bărlat, respectiv cea comunitar, pentru sprijinul acordat în organizarea acestei activități importante din perspectiva noastră, ca țară, ca popor. Am văzut cu domnul profesor, vă spun profesor, că sunteți în domeniu, a amintit doar de două state, Ciat și Andorra, care au drapelele asemănătoare cu ale României, dar să știți că mai avem un stat care are un drapel asemănător cu al țării noastre, Republica Moldova. Mai ei au la mijloc sistema, dar tot trei culori. Elemente de heraldică. Iar la ei chiar era și recomandat să ai un asemenea tricolor, pentru că ei urăsc din același pământ românesc. Important este să trăim să țin românești, o formă de manifestare a fi și arborarea drapelului, așa cum a spus domnul comandant. Atunci când simți, și nu numai de ziua drapelului, fiecare român ar putea să pună un steag la poartă sau un balcon, eu știu, în altă parte, în proprietate. Nu este interzis, lucru bine remarcat de dumneavoastră, domnule comandant. Mulțumiri și celor care sunt prezenți, prietenilor de la Biblioteca Stoiei Beloiescu, ei sunt întotdeauna alături de noi, și celor din Dula, domnul consilier, domnul Rachel și domnul Bravo, ei anul acesta au fost așa activi pe lângă noi, și domnul inginer aici alături de noi. Vedeți, noi aveam așa o rușine de a spune, până la urmă fiecare de un gând acum despre țară, despre drapel, să învățăm și să construim prin dialog, printr-o discuție despre un moment foarte important. Vedeți că noi nu mai punem atâta temi dacă mergem acum în orașul și dacă găsim, eu știu, câteva drapele arborate la proprietățile private, la instituțiile publice, și suntem sigur, pentru că este și o obligație a noastră. Mulțumesc încă o dată și să ne întâlnim sănătoși la viitoare activitate. Mulțumesc!
Mulțumim pentru stradanie, material frumos și interesant, așa cum este interesant și istoria noastră. Dacă observați, drapelul are o istorie a lui, nu? Și reflectă, de fapt, perioade istorice în care a trecut și poporul român. Mulțumesc, domnule. Da. În continuare, dacă trebuie să-mi spuneți la domnul, vă rog. Vreau să-mi spuneți despre exponate? Despre exponatul meu, l-am intitulat, de simbolistica drapelului tricolor în acte de demnitate ale organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale. Și statul, dar și organizațiile cetățenești, se implică în promovarea simbolisticii naționale. Și asta este o formă de manifestare a dragostei față de țara în care trăim. Dumneavoastră, prin ceea ce faceți, manifestați dragoste, simpatie față de popor.